Dragii copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Capauniții. Textul de memorat îl găsim în Proverbe, capitolul 12, cu versetul 22. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevărat îi sunt plăcuți. Acan și-a ascuns păcatul față de popor, dar Dumnezeu știa totul despre el, nu-i așa? Obiceiul lui Acan de a pofti l-a făcut să fure și să mintă și a cauzat moartea unor soldați israeliți. Dumnezeu i-a spus lui Iosua cum să elimine păcatul pentru ca el să îi poată ajuta din nou pe israeliți. Păcatul îi separă întotdeauna pe oameni de Dumnezeu. După victoria de la Ai, au venit în tabăra israeliților niște vizitatori. Ei arătau foarte ciudat și au spus că au făcut o călătorie foarte, foarte lungă. Ei purtau haine vechi și zdrențe roase și sandale tocite și cârpite. Recipientele lor de apă arătau învechite, iar hrana care le rămase era uscată și mucegăită. Vai, în ce hal arătau! Cine putea fi aceștia? De unde erau? De ce veniseră? Iosua și conducătorii israeliți s-au adunat ca să afle răspunsurile lor. Noi venim dintr-o țară îndepărtată, haideți să încheiați un legământ cu noi. Ei voiau ca Iosua să le promită că israeliții nu vor lupta împotriva lor, dar conducătorii israeliți le-au spus: poate că voi locuiți în apropiere de noi, cum să facem legământ cu voi? Ei și-au amintit că Dumnezeu le spusese să nu facă nicio înțelegere cu oamenii răi și închinătorii la idol din Canaan. Vizitatorii le-au răspuns: noi suntem robii voștri. Apoi Iosua i-a întrebat direct: cine sunteți voi și de unde veniți? Ce au răspuns ei? Iosua, capitolul 9, cu versetul 13. Burdufurile acestea de vin, când le-am umplut, erau noi și iată că s-au rupt, hainele și încălțămintele noastre s-au învechit de lungimea prea mare a drumului. Iosua nu vrea să facă niciun legământ cu popoarele care locuiau în împrejurimi, pentru că Dumnezeu interzisese un astfel de lucru, așa că el i-a luat la întrebări pe vizitatori și a ascultat ce aveau de zis. El și conducătorii israeliți s-au uitat cu atenție la hainele lor vechi, la sandalele lor tocite și la mâncarea mucegăită. Vizitatorii i-au rugat insistent pe Iosua și pe conducătorii israeliți să le promită că nu avea să se lupte niciodată cu ei. Iosua se întreba ce să facă. Oamenii aceia păreau să spună adevărul. Hainele lor dădeau impresia că erau foarte vechi și, judecând după sandale, păreau că făcuseră un drum foarte lung și era evident că și mâncarea lor era învechită. În cele din urmă, Iosua și conducătorii s-au convins că acei oameni spuneau adevărul. Au încheiat cu ei un legământ sau o înțelegere și israeliții au promis că nu vor lupta împotriva lor, dar ei uitaseră un lucru important. Bărbații lui Israel au luat din proviziile lor și n-au întrebat care este sfatul Domnului. 3 zile mai târziu, Iosua a aflat adevărul. Vizitatorii locuiau de fapt în apropiere, în cetatea Gabaon. Gabaoniții auziseră ce li se întâmplase cetăților Ierihon și Ai și ca să-și salveze cetatea, s-au prefăcut că veneau dintr-o țară îndepărtată. Planul lor de a-i păcăli pe israeliți funcționase. Israeliții s-au supărat când au aflat că gabaoniții mințiseră și nu erau mulțumiți nici de ceea ce făcuseră Iosua și ceilalți conducători. Ar fi fost discutise în cazuri dacă l-ar fi întrebat pe Dumnezeu mai întâi? Dar adevărul era că ei locuiau în apropiere. Iosua i-a chemat pe gabaoniți și a întrebat: de ce ne-ați înșelat zicând suntem foarte departe de voi, când voi locuiți aproape de noi? Cum i-au răspuns gabaoniții? Versetele 24 și 25. Ei au răspuns lui Iosua și au zis: robii tăi au auzit cum Domnul, Dumnezeul tău, a poruncit robului său Moise să vă dea vouă toată țara și să nimicească pe toți locuitorii țării dinaintea voastră. De aceea, din cauza voastră, ne-am temut foarte tare pentru viețile noastre și am făcut lucrul acesta. Și acum, iată, suntem în mâinile tale.
fă cu noi ce vei crede că este bine și drept să faci. Chiar dacă gabaonii ți mințiseră, Iosua nu și-a încălcat promisiunea. Nu ar fi fost corect să procedeze așa. Dumnezeu vrea ca și noi să ne ținem de cuvânt, chiar dacă este greu. Ar trebui să ne respectăm întotdeauna promisiunile pe care le-am făcut, cu excepția cazului în care ne-ar determina să nu ascultăm de Dumnezeu. Deoarece gabaoniții îi promiseseră lui Iosua că nu aveau să se mai închine la idol, ci doar la adevăratul Dumnezeu, ei nu se numărau printre oamenii idolatri, nelegiuiți, despre care Dumnezeu a zis să fie nimiciți. Așa că Iosua a fost nevoit să-și respecte promisiunea. Dar gabaoniții mințiseră, așa că trebuiau pedepsiți. Ce le-a făcut Iosua? Versetul 27. Și în ziua aceea, Iosua i-a făcut tăietori de lemne și purtători de apă pentru adunare și pentru altarul Domnului, în locul pe care el le-ar alege până în ziua de azi. Să fii sclav, să tai lemne și să cari apă este o muncă grea, dar gabaoniții s-au bucurat să facă aceste lucruri ca să poată trăi. Timp de sute de ani, ei au fost slujitorii israeliților. Crezi că acest lucru i-a ajutat pe oameni să nu uite cât de mult urăște Dumnezeu minciuna? Acum, gabaoniții erau slujitorii israeliților. Ei trebuiau să taie lemne și să care apă pentru că îi mințiseră pe Iosua și pe ceilalți conducători. Trebuiau gabaoniții să mintă ca să trăiască? Nu! Minciuna nu ajută niciodată la nimic. Ar fi fost mult mai bine pentru ei dacă ar fi spus adevărul. Dacă ar fi făcut așa, israeliții i-ar fi lăsat în viață și nu ar fi trebuit să devină servitori. Dumnezeu dorea ca israeliții să îi îndepărteze pe toți oamenii răi care se închinau la idol și care refuzau să se pocăiască, pentru că aceștia i-ar fi ispitit și pe alții să facă ce e rău. Însă Dumnezeu mai dorea ca israeliții să fie buni cu toți cei care voiau să renunțe la idol și să se închine la adevăratul Dumnezeu. Nu a trecut mult timp până și ceilalți regi din împrejurimi au auzit ce făcuseră gabaoniții. Au început să se teamă foarte tare. Acum că gabaoniții se împrieteniseră cu israeliții, israeliții controlau mai multe cetăți importante din Canaan. Regii din zonă au căzut de acord că ceva trebuia făcut imediat. 5 dintre acei împărați și armatele lor puternice au pornit război împotriva gabaoniților. Cât de speriați au fost gabaoniții! Ei nu puteau să învingă atâtea armate care luptau cu ei în același timp. Ce crezi că au făcut? I-au trimis repede un mesaj lui Iosua și i-au cerut ajutorul. De data aceasta, Iosua și-a amintit să se roage și Dumnezeu i-a spus că îi va da în mâinile lui. Iosua și-a chemat repede armata. Au mers toată noaptea până la Gabaon. Când Iosua și soldații și-au terminat marșul de o noapte întreagă și au ajuns la Gabaon, dimineața de vreme, cei 5 regi și armatele lor erau adunați în jurul cetății. Cât de surprinși au fost că Iosua și armata lor au apărut dintr-o dată. Speriați, cei 5 regi și armatele lor au fugit din fața cetății Gabaon. Soldații israeliți i-au urmărit pe drum în jos și apoi în sus pe munte cât de repede au putut ei. Ce s-a întâmplat când cei 5 regi și armatele lor au început să coboare pe partea cealaltă a muntelui? Versetul 11 din capitolul 10. Și pe când fugeau ei dinaintea lui Israel și se coborau din Bethoron, Domnul a făcut să cadă din cer peste ei niște pietre mari până la Azeca și au murit. Cei ce au murit de pietrele grindinei au fost mai mulți decât cei uciși cu sabia de copiii lui Israel. Când a ajuns pe vârful muntelui, Iosua a văzut că soarele urma să apună curând și se facă întuneric. Nu rămăsese suficient timp ca să termine bătălia în ziua aceea. Și dacă nu ar fi încheiat-o, dușmanilor ar fi scăpat și ar fi cauzat mai multe necazuri. Așa că Iosua s-a rugat. Știi ce a vrut? El l-a rugat pe Dumnezeu să oprească soarele în loc, adică să nu apună. Ce lucru uimitor! Cum a răspuns Dumnezeu la rugăciunea lui Iosua? Versetele 12 și 13. Oprește-te, soare, asupra Gabaonului și tu, lună, asupra văii Aialonului. Și soarele s-a oprit și luna a rămas unde era
până când poporul s-a răzbunat pe dușmanii lui. Lucrul acesta nu este oare scris în cartea lui Iașar? Soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună o zi întreagă. Ziua aceea a fost o zi foarte lungă, dar înainte ca soarele să apună, Iosua câștigase lupta. Lucrurile care s-au întâmplat în ziua aceea ne ajută să ne amintim că Dumnezeu deține controlul asupra soarelui, a lunii, a furtunilor și asupra oricărui lucru din natură. Nu ar trebui să ne temem niciodată dacă ne încredem în Dumnezeu și ascultăm de El. Ți-a plăcut istoria lui Iosua din această săptămână? Să recapitulăm ce am învățat. Încearcă să răspunzi la toate întrebările următoare. De ce gabaoniții au mințit prefăcându-se că purtau haine și sandale vechi? Cum arăta pâinea gabaoniților? Iosua și conducătorii israeliți l-au întrebat pe Dumnezeu ce ar trebui să facă înainte să încheie un legământ cu gabaoniții. Câte zile i-au trebuit lui Iosua ca să afle adevărul despre locul unde trăiau gabaoniții? Chiar locuiau gabaoniții departe de tabăra israeliților? S-au bucurat israeliții că Iosua și conducătorilor făcuseră un legământ cu gabaoniții? De ce și-a respectat Iosua promisiunea față de gabaoniți, chiar dacă ei îl mințiseră? Au promis gabaoniții că nu se vor mai închina la idol și vor încheia doar legământ cu Dumnezeu? Câți regi sau împărați au venit să lupte împotriva gabaoniților? Cine i-a ajutat pe gabaoniți în lupta cu dușmanilor? Cine a aruncat cu pietre mari spre soldații dușmani? Cine l-a rugat pe Dumnezeu să oprească soarele la sfințit? Cine deține controlul asupra soarelui, a lunii, a furtunii și asupra oricărui lucru din natură? De gândit, este vreodată bine să minți? De ce minciuna nu ne ajută niciodată? Ce ar trebui să facem dacă am spus o minciună? Este întotdeauna cel mai bine să spunem adevărul? Ai spus vreodată vreo minciună? Care au fost consecințele? Ar trebui să spunem adevărul chiar dacă ar însemna să fim pedepsiți? Pot oamenii să aibă încredere în cineva care minte? Putem să avem încredere în Dumnezeu din moment ce El spune mereu adevărul? Vrea Dumnezeu să ne ținem de cuvânt? Haide să împreunăm mânuțele și să ne rugăm. Dragă Tată din Cer, vreau să spun întotdeauna adevărul și să-mi respect promisiunile, dar nu pot face acest lucru decât dacă Tu mă ajuți. Te rog, ajută-mă în numele lui Isus. Amin. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!